Visurile mai multor copii din familii nevoiașe se vor îndeplini de 1 iunie. O fundație de binefacere din țara noastră a inițiat o campanie de caritate prin care sunt colectate mesajele copiilor, iar la începutul verii cadourile vor ajunge la ei. Pentru a prinde un loc în lista beneficiarilor, dorințele copiilor trebuie să fie motivate frumos și cât mai original. Organizatorii și-au pus scopul să îndeplinească dorințele a cel puțin 50 de copii din țară, inclusiv din Stânga Nistrului. Președintele Fundației de Binefacere a menționat că și-a dorit ca în acest an Ziua Internațională a Copilului să fie marcată original, mai exact să le ofere micuților ceea ce vor cu adevărat, inclusiv obiecte de strictă necesitate. Așa a apărut campania Culege Visurile Copilăriei. În acest an ne-am propus să venim cu o inițiativă inovatoare, zic eu, Culege Visurile Copilăriei, pentru că fiecare dintre noi am avut, când am fost mic, un vis care a fost sau n-a fost împlinit și cred că acum, mai mult decât oricând în această perioadă de pandemie și de criză, copiii trebuie puși pe primul loc. Voluntarii susțin că își doresc foarte mult să vadă mereu zâmbetul copiilor pe față, iar din acest motiv s-au alăturat campaniei. Mi-ar place să ajut oamenii, să fiu de folos. Îmi place diferite activități cu copii, de la coordonatoare am aflat despre această campanie minunată și am spus că eu pot ajuta cu ceva în această campanie. Aceștia ne-au mai spus că au colectat foarte multe solicitări din partea copiilor, unele mai simple, altele mai complicate. Elementul principal este însă motivul. O să am lăsat anume aceste vise care demonstrează nu numai dorința de a obține ceva, dar anume un motiv prin care acest lucru i-ar ajuta. De exemplu, avem băieții care visează la un aparat foto din cauza că vor cândva să facă atât documentare sau să devină regizori sau fotografi profesioniști. Cel mai frumos vis a fost legat de un copil care își dorea tot un aparat foto sau video profesionist pentru că dorește să devină vânător de uragane. Până acum au fost colectați bani pentru darurile a 50 de copii din 5 localități ale țării. Conducerea Fundației de Binefacere speră însă că vor putea strânge surse pentru mult mai mulți copii.